În perioada 15-18 octombrie, în parcarea unui complex comercial din Pitești, a avut loc un târg de produse agricole autohtone, inclusiv utilaje de mari dimensiuni. Au fost prezenți peste 30 de expozanți. Acesta este primul eveniment de acest gen organizat de Camera de Comerț și Industrie Argeș la Pitești, în parteneriat cu colegii de la Constanța și cu APIA. La deschiderea târgului au fost prezenți și membrii ai Consiliului Județean, ai Prefecturii, ai Direcției Agricole și oameni implicați direct în organizarea evenimentului. Nu doar fermierii și oamenii interesați de agricultură au fost invitați, ci toate categoriile sociale. Evenimentul se dorește a deveni unul de tradiție în contextul în care târgurile și expozițiile din Pitești nu au atins deocamdată nivelul așteptărilor. Spre exemplu, s-a renunțat la târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte organizat la Casa Cărții din pricina clădirii considerate nepotrivite, dar și a concurenței permanente din centrul Piteștiului. Salutare, mă numesc Cristi Păpușoiu și astăzi, împreună cu cei de la Grillord, gătim în aer liber și am pus în aplicare ultimul meu concept, gătitul la roabă. Să vă spun câte ceva despre avantajele acestui stil inedit de gătit. Avantajul este că omul nu trebuie neapărat să stea la coadă. De obicei, când este mâncarea bună, se formează coadă. Pentru cei care n-au răbdare și este specific românului să stea la coadă, am conceput acest stil inedit de gătit, astfel încât să te poți muta cu mâncarea exact acolo unde se află omul, la masă. Bastau bine să mă gândesc că aș putea să mă plimb cu el chiar și pe centru, dacă mă gândesc bine. Și pe această roabă am amplasat o plasă din aceea de armătură. Am făcut focul în roabă, vedeți, în stânga, în dreapta am agățat mămăliga, murăturile, avem aici un tocător, lămâi, cuțit, exact ce ne trebuie pentru servitul preparatului cald în calitățile sale optime la fața locului. Sperăm ca Piteștiul să aibă cât de curând un spațiu propice desfășurării evenimentelor de profil.